Doamnelor și domnilor, da. I'm talking to you people. Înțelegeți, man, noi vorbim cu voi acum. Așa și e foarte important că vorbim cu voi acum, pentru că suntem mai mulți în platou, da. Deja suntem aici cu partenerul nostru, da, noi vorbeam mai devreme despre, toată săptămâna am trâmbițat despre acel curs de 9000 de lei, da, în valoare de 9000 de lei. Curs care te poate aduce cumva mai aproape de trading, de tranzacționare, de tot ce, pentru că lumea, foarte multă lume habar nu are ce e asta, cu ce să mănâncă, și se poate de făcut cu asta, ce am eu din asta, exact. Și mai pentru departe. Asta l-avem alături de noi astăzi pe Eugen Chiriac, director general la companie Double Case, așa, și expert pe piețele financiare. Bună dimineața, Eugen! Bună dimineața, bine ați venit! Bine ați venit! Ia, vreau să dau prima întrebare, bine, știi care? Bine v-am găsit! Da. Dar de ce Double Case? Bună întrebare. Eu stăteam acum și mă gândeam, mergi cu două case-uri de bani sau care? De ce double case? Răspunsul e foarte simplu. Da. De ce două case-uri? Pentru că anume se bazează unul să fie cu bani și altul cu cunoștință. Bun răspuns, bun răspuns. Ok, am înțeles. Dar ce înseamnă double case? Uite, în definiție, double case. Hai să vorbim despre double case. Ce înseamnă despre companie. Ca și companie. Da. Este o companie, dar mai bine spus o școală unică din Chișinău, anume ce se ocupă și formează traderi. Așa. E unica școală de trading din Republica Moldova. Așa, ok. Deci învață oamenii să poată ce? Să facă bani? Să investească. Păi da, adică uite, să facă bani, ok. Unii pot să facă bani vorbind, iată, ca noi, da, pălăvrăgind, așa. Alții spălând podelele. Dar uite, la voi, oamenii, cum fac bani? Deci, dacă vorbim un simplu instrument, euro-dolar, el permanent are mișcări. Așa, sus, jos, e organic, cum ar fi, da? Da. Așa. Anume, de la cursurile noastre, noi învățăm când el merge în sus, ca să-l cumpărăm și să fixăm în profitul oricare și când el merge în jos, la fel. Adică dar sunt se anumite... și cu altele, nu? Adică nu neapărat cu dolarii. Da, evident. Sunt adică foarte pe piața de trading e vorba și de petrol și de aur și de multe, multe altele. Adică imobile și chestii. Da, da, da. Adică și voi tot cuprindeți toată chestia asta. Dar cum a început epopeea ta cu tradingul? De cât timp? Încă de pe băncile universității. Cât timp urma asta a fost? Asta 2004-2008, atunci am absolvit. Dar dacă sincer să mai așa, unde am pus accentul mai mult, asta a fost din 2012. De ce întrebam? Pentru că aveți un certificat internațional, deja o diplomă de merit, care a fost obținută și asta e cumva o garanție a faptului că se merită să mergi la astfel de cursuri atunci când vezi companii certificate de oameni care știu exact cui să dea acest diplomă. Așa. Vorbind de respectivul curs în valoare de 9000 de lei, ce cuprinde el? Că noi am zis, da, primele patru lecții sunt practice, din informația pe care mi-ați furnizat-o tot voi, primele patru lecții practice și următoarele vreo 15 teoretice. Teoretice și după care practice. Trebuie doar atâta practică și atâta teorie? Adică e cu oarecum disproporționat că doar patru lecții teorie și 15 practice. Mai multă practică trebuie aici. Evident. Da? La prima etapă, anume unde e parte teoretică, noi doar informăm la nivel teoretic, despre domeniul dat, evident, despre factorii economici fundamentali care influențează, despre factorii tehnici care influențează, dar deja de la etapa 2, unde 3 săptămâni de zile noi lucrăm la partea practică, cu grafice, la calculator, evident, și după aceasta avem testul de verificare, unde rezultatele sunt foarte, foarte bune. Ați făcut testul sau nu? 95% cam toți au rezultate bune, da. Asta înseamnă prost bun care bagă bambuca Ei, odată ce calcă pragul acestei școli minunate, deci ei sunt trader, da? Hai să puteți să le spunem trader. După finisarea cursului, da. Cine poate fi un trader? Iată, sunt categorii de oameni sau nu? Nu. Poate să vină de oriunde? Poate adică să vină oricine? Poate să vină și Moș Ion de la, de la vie? Principalul dorință să aibă. Dorință, da. Deci e și o vârstă legală, nu? Indiferent de vârstă, indiferent de gen, indiferent de cu ce se ocupă. Orientare sexuală. Principalul să aibă dorință. Adică dacă ai vreo 15 ani și, de exemplu, sunt oameni care la 15 ani, copii care sunt foarte dezghețați. Și atunci, dacă treci un curs de ăsta, faci training, poți câștiga bani.
Și i-ai, da, băgat într-un cont, declarați? Ei pot să treacă cursul, dar doar numai cu permisul părinților. Acordul părinților. De regulă avem trader chiar și de la 15-16 ani, cu acordul părinților, chiar sau cu părinții împreună au venit și au trecut cursul de pregătire și practic toată familia și tranzacționează. Bună idee! Da, 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 te duci cu copilul, da? E o educație financiară, da. Educația financiară, da. Tu un curs și el un curs, dar poți să fii în același, în aceeași clasă cum ar fi? Sau e totuși separat? Dar n-are treabă, da? Nu are treabă. Chiar din contră recomandăm să fii tu între aceeași grupă, pentru că se mai înțeleg între ei, se mai ajută. E unica școală din Moldova unde poți să fii în aceeași clasă cu da, dar vezi că lucrul ăsta și maturizează copilul și îl responsabilizează cum să cheltuie banii corect, cum să îi investească corect, când să-i cheltuie corect, pentru că noi, de regulă, educație financiară nu am avut. Ar trebui introdusă educația financiară și în școli. Eu, de exemplu, aș scoate câteva din curicula școlară și aș băga educația financiară, ceea ce la noi copiii nu prea au, nu prea știu. Eu cu a meu zic, îi dau niște bani, el habar nu are, la 11 ani a lui, nu prea știe să gestioneze banul. Da, asta e important, da. Eugen, tu ți-ai dorit chiar din facultate, tu aveai un plan, da? Că asta vreau să fac. Anume despre trading, nu. Da, nu, nu aveam. Atunci vreau doar numai bani să fac. Foarte important. Dar ce facultate ai făcut? Contabilitatea. Contabilitatea și economia. Aha. E tot acolo cu cifrele, exact. Tot acolo. Da. Banii. Dar de ce te-ai dus dacă ai făcut contabilitate? De ce ai trecut la trading totuși? Pentru că tradingul este unicul domeniu care îți dă o libertate. Atât din punct de vedere și financiar, cât și la genera o libertate. Adică nu ești legat de cineva, de vreo entitate juridică, că să le numeri banii lor. Adică nu, tu cumva banii tăi gestionezi aici. Ești în cazul independent. Independent financiar. Și atunci e bine că toate veniturile care îți vin din trading le poți reflecta pe un cont bancar. Și atunci când ai nevoie, de exemplu, de să cumperi un imobil sau ceva mai scump, nu ai probleme cu notarul, cu banca, cu... Exact. Nimeni altcineva, adică nu te întreabă nimeni, domnule, de unde ai bani? Pentru că sunt bani care îți vin în cont și efectiv plătești și impozite din asta. Ea spune că eu, de exemplu, și mulți acum vor un job pe care să-l poată face oriunde. Deci, indiferent. La distanță. Da, la distanță. Pentru cum asta poți lua cu tine, de exemplu, dacă te duci la munte, la mare, undeva, poți să iei jobul cu tine. Da. Când la mare, la odihnă... Și mai ales la mare se tranzacționează mai bine, sigur. Da? Foarte tare. Da. Uite, vezi că la mare stând pe un șezlong așa ușor, cu valurile mării pe fundal, ai mai mult timp să cauți pe ce să tranzacționezi și ce să... Exact. Foarte mulți care ne ascultă și ne urmăresc în acest moment și se întreabă, bă, de ce eu ar trebui să aleg, uite, acest domeniu? Ce beneficii am eu? El, nu, pe lângă ce e că ești liber. Așa, libertate, îți dă una la mână, da. Da, poți graficul. Așa. Când vrei, poți să tranzacționezi, când lucrează piața 24/24. Al doilea moment este că de mult și curs al lumii poți să lucrezi. Asta e fașa. Și plus nu este concurență. Mm-hmm. Nu ești concurență între ei trei. Posibilitatea să ai mijloace nelimitate necesare, da? Poți să fixezi. Iată voi, după nuntă, ați făcut nuntă la 3 de noapte și nu ți-i somn, da? De exemplu. Exact. Te-ai dus repejor acolo, ia să văd și cu bursele celea. Eu am o curiozitate aici, pentru că s-ar putea să fie o latură care chiar ar fi tare interesantă. De exemplu, activele unei companii. Dacă e să cumperi câteva active acolo, pentru că activele cumva ți-aduc bani din... Da. E posibil să faci trading și cu acțiunile. Da, serios? Da. Wow. Dar bănuiesc eu cu voi cumva învățați, pentru că pe mine, uite, mă interesează ce explicați-vă, ce predați voi în școala asta? Uite, că sunt, bănuiesc eu că sunt anumiți marcheri care trebuie să ai grijă să studiezi piața în funcție una, ce se întâmplă acolo. Aici trebuie, sunt anumite chestii care măresc sau micșorează prețul anumitor bunuri și așa mai departe, da? Bănuiesc eu că voi cumva aveți și în asta... Că de exemplu, aveți uraganul, scade prețul la petrolul. De exemplu, da. Ca să facem o analiză și prognoză la un instrument oarecare. Analiză și prognoză, căutam cuvintele astea. Se bazează pe două analize. Este analiza tehnică și analiza fundamentală. Mm-hmm. Adică cât și factorii interni care influențează suprapieții, cât și factorii externi care influențează suprapieții. Așa. Și acolo numai se învață la factorii fundamentali, factorii economici, politici, geopolitici, care anume ele sunt săptămânal, noi le cunoaștem, unde ele iesă, știm cum ele influențează și doar și mai ales acum, toate schimbările din toată lumea și pe toate continentele, fluctuațiile sunt la ordine zilei. Da,
da, da. Așteptăm acum alegerile din state care se vânzează foarte bine spre piețe. De asta acum nu se prea fac multe chestii. Eu am observat și eu în mai puține investiții mari se fac, mai puține chestii, dar lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă acolo. Eu vreau să trecem acum la a alege pe cineva, pentru că dacă ne mai rămâne timp, mai discutăm, mai avem vreo 7 minute, dar vrem să fericim pe cineva. Acum îmi dau seama eu de imaturitatea noastră cumva financiară și a cifrelor a oamenilor. Oamenii se tem oarecum. Noi avem vreo, stai, acum ce zic, sigur, sunt 59 de mesaje, dar oamenii încă nu știu. Probabil sau săptămâna viitoare o să fie mai multișori, că avem, apropo, în așteptare acum 7, de când am zis exact, jumate de oră în urmă, da. Am zis că pac, au mai venit încă 7. Bă, ați întârziat, frații. Tradingul e un domeniu, cu toate că pe internațional, și Eugen poate confirma probabil lucrul ăsta, pe internațional e cunoscut de mai mult timp. Da, 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 la noi foarte, cumva foarte unele slab. Lucruri sau unele chestiuțe vin mult mai greu un pic așa. Și acum, ultimii ani, s-a pus tare mult accentul pe trading, pentru că cunosc tare mulți oameni care, spuneam, da, și în alte ediții, au făcut averi și bani din trading. E important să găsești curajul ăsta, exact, ca să pornești. Dorință, da. Dar voi aveți cumva un curaj acolo? Cum băgați curajul în oameni? Că tare dorința de a face bani, astăzi deja de mie curaj, curaj, da. Persoană, da. Ok, hai să vedem acum. Scoate random, okay, te rog. Prin random, de la 1 la 59, să vedem din toate care sunt aici. Sigur că dacă o să fie cel care o să câștige, o să meargă la cursuri, o să povestească și celorlalți. Bă, uite că iată așa. Așa se face cumva și o reclamă din gură în gură după aia. Da, dar vezi că e și tentant faptul că nu ești dependent de cineva, adică ești tare cumva independent de oricine, dar hai să vedem. Okay. Suntem pregătiți? Da, 59, da? Eu am zis 69, ori minunare. Nu, la tine 69. Bine, weekend-ul, e 69. 20. Să sune tobele, să vedem cine uite ce sună. Cursă valoare de 9000 de lei. Mesajul aici, cum sună. Bani. Poți să vii aici să-l dai, că eu am să acoper. E un mesaj lung? A să acoper numerele de telefon. Așa? Ce bani, colțunaș cu cartofi și moșdei, scrie Anatolie. Okay. Felicitări, Anatolie. Oarecare ar fi, mai fi tu, bravo, că sunt mulți Anatolii care ne ascultă. Anatolie cu 278, atât cine a câștigat. Îl sunăm și-l anunțăm. A fost la 841 pe data de 8. A fost. O săptămână urmă. Da. Săptămâna, păi 8 asta ar fi fost când? Hai să vedem acum numărul de telefon, îl arăt colegului, ca să-l culegem, să vorbim cu Anatolie, să vedem dacă el este gata. Bun, vezi că dacă Anatolie are și o familie și are un copil pe care vrea să-l duce pe această cale, adică să-l facă trader cumva sau să dea o anumită educație financiară, îl poate implica, adică pot merge împreună. Sau de exemplu cu soția, ca să nu mai... Soția poate... Ușor poți face o soție independentă făcând o trader. Măi, eu mă știam să trimit soție la curs de trading, da? De ce? Știi, păi, cum, vezi că nu când dai... știi mai bine cu banii să aibă treabă, știi? Nu mi-ai dai cardul tău, știi? O să tranzacționez cu bunurile tale. Da, asta e glumă. Ia să vedem. Dacă ne răspunde la Anatolie, pentru că... Să transmite premiu. Da, foarte bine. Adică poate face da, pentru cineva, un da, să ia. Foarte, da, foarte tare. Da, dacă tare nu răspunde el, ce facem? O să alegem pe altul sau... transmitem. Sau îi dăm omului. Sau facem o altă extragere și dăm celui care răspunde. Cum facem? Dacă insistăm, la discreția voastră. Da? Anatolie, hai. Nu, hai să facem ca în celelalte, da? Uite, 3 ore am stat pe om, de două ori sunăm, okay. Nu răspunde, trecem la următorul. Hai, Anatolie. Așa, ca să aibă șanse egalitate. Da. Ca să fie... Anatolie. Alo? Nu. Mai sistem. Deci, încă o dată. Prima șansă s-a dus, hai că ai a doua șansă. Formează numărul de telefon încă o dată. Hai că banii, colțunașii și cartofii. Așa un mesaj frumos ai și tu nu ridici receptul. Am acum, un cea de mușețel aici, așa. Și zic să sorbesc din el ca să-mi calmez mie nervii, da, că nu răspunde Anatolie. Deci un curs în valoare de 9000 de lei, prieteni. Deci economisiți 9000 de lei, plus la asta aveți și agonisiți și cunoștiți.
cunoștințe la capitolul trading, da? Și asta contează foarte mult. Ai să, eu știu sigur că în momentul ăsta îți deschide un piculeț ochii, pentru că noi anumite chestii nici nu atragem atenție la ce se întâmplă în prejurul nostru, cum sar prețurile, la ce, de ce sar prețurile astea, de ce azi dolarul e așa, mâine e altfel. Iată anumite chestii, ai să le afli și probabil foarte multe ai să le afli, dacă mai ales ai să adresezi întrebări la cursurile respective. Eu îmi dau seama că un curs din ăsta e perfect și pentru cei care vor o anumită educație sau pentru cunoștințe generale, de exemplu. Pentru că sunt tare mulți oameni, eu mă uit acum în condițiile în care uneori sunt fluctuațiile astea sau creșterile astea de preț la petrol, la baril. Foarte mulți, când crește petrolul la pompă, se întreabă, băi, a crescut petrolul la pompă. Alo, Anatolie! Da. Doamne, cât am insistat. Încă, uite, ai fost la 3 secunde de la a pierde câștigul ăsta. A pierde câștigul, sună interesant. Știi de la Jurnal FM, te sună. Jurnal FM, te sună. Ai scris un mesaj, bani colțunași cu cartofi și moșdei. Ții minte? Da, mă, încă luni, sau mars, nu știu nimic. Păi da, tu acum erai la bursă, făceai tranzacții de mărăscute, da? La serviciu și românele ude și nu dovedem să ridic. Așa că telefonul este cu touchscreen. Ia fii atent aici la ce se întâmplă și ce ai câștigat. Ești conștient sau nu? Știi ce ai câștigat? Ceva în legătură cu 9.000 de lei, dar nu se-mi. Păi acum îți spune chiar Eugen, director general, ia fii atent. Ați câștigat un certificat cu trecerea cursului de pregătire în educație financiară care durează o lună de zile și este la costul de 9.000 de lei, gratis. Deci, ia uite, un curs aplauze de educație financiară în valoare de 9.000 de lei, prietene. Tu cum stai cu banii, cu gestionarea banilor? Mulțumesc foarte. Îți place să cheltui banii, da? Nu? Nu? Atunci e perfect pentru tine să faci școala. Să cheltui pe da. Ai copii, Anatol? Nu, din păcate nu. Din păcate. Înainte. Omul cu trei copii zice, da, ei, din păcate. Da. Când o să te vadă soția cu atâția bani pe trei... o să apară și copiii. Anatolia, acum este important să-ți faci niște timp pentru aceste cursuri, că crede-mă că o să-ți prindă bine în viață niște cursuri de educație financiară pe care nu le ai în altă parte decât la Double Case, la partenerii noștri, da? Felicitări ție! Felicitări! Mersi, dar în caz dacă eu nu pot să ție. Poți să dai soției, dar fii atent. Da. Fii atent că soția o să facă mai mulți bani ca tine. Ești gata? Nici o problemă. Okay. Cam așa și ești. Surprinzător sau nu, dar soția, pe lângă faptul că face mai mulți bani, are și mai mult timp liber. Exact. Felicitări. Ție o zi frumoasă, da, felicitări. Să trăiești. Noi îți mulțumim ție, din păcate timpul s-a scurs. Da, se scurge și trebuie să spunem papa pentru cei de la TV.